Polițiștii de frontieră suceveni au reținut aproape 16.000 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană la sfârșitul săptămânii trecute. În noaptea de vineri spre sâmbătă, un echipaj de la sectorul Poliției de Frontieră Izvoarele Sucevei a urmărit în trafic o mașină care nu a răspuns la semnalul regulamentar de oprire al polițiștilor, iar la scurt timp au descoperit microbuzul abandonat. În interiorul vehiculului se aflau mai multe colete cu țigări, iar în urma inventarierii au fost înregistrate aproximativ 15.000 de pachete de țigări de contrabandă. Totodată, polițiștii de frontieră din Siret au oprit în trafic, sâmbăta trecută, o mașină condusă de un șofer cu dublă cetățenie română și ucraineană, despre care existau suspiciuni că ar fi transportat țigări. Mașina a fost condusă la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, unde au fost descoperite aproape 1200 de pachete de țigări care fusese ascunse în cutii de prăjituri, lenjerie, precum și într-o canistră de combustibil. Conducătorul auto este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, țigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar mașina a fost indisponibilizată.